multe premii deloc. Da? Deci avem 3 premii atât. Iar ursuleții sunt pentru decor, da? Noi nu am acasă, să știți. Festival. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să organizăm ediția a doua și sperăm anul viitor să fie o ediție cu trupă live în spate pentru toți concurenții. Încercăm să pregătim foarte multe surprize. Dar până atunci aș vrea, în primul rând, să felicit toți concurenții. Nivelul de anul acesta a fost foarte bun, foarte ridicat. Îi felicit pe părinți pentru că îi sprijină și îi încurajează pe acești copii minunați. Îi felicit pe profesori, am întâlnit profesori din Republica Moldova, din Ucraina și din țară extraordinari, cu copii foarte buni și cu rezultate foarte bune. Competiția este foarte importantă pentru noi ca profesori, pentru că vedem unde trebuie să mai lucrăm, unde trebuie să mai muncim și pentru dumneavoastră ca și părinți, vedeți nivelul altor copii, da? Mai întâi, aș vrea să mulțumesc echipei de sunet pentru toată răbdarea din aceste 3 zile. Merită aplauze multe, 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 multe. Mulțumim, Radu, mulțumim, Dumi și echipei video, domnul Mircea Brebuiescu, mulțumim de suflet. Mă repet, pentru părinții care au avut filmarea, trebuie să-l contacteze pe dumnealui. Și înainte de a începe decernarea premiilor, voi avea și eu de înmânat 3 premii speciale. Uite, Vicky, dacă mă ajuți. Așa. O secundă. Avem și trofee.